viața mea. Rămâi sufletul meu, tu și tăicușorul meu. Nu vă las, nu vă las să moară lumea de-a mea casă. Păriți ca la mine, nu mai vă Doamne la mine. Mama mea, rămâi viața mea. Te-aș putea scumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nebunitoare. Doamna Doina, dumneavoastră să fiți? Da, da, da. Doamna. Suntem echipa surprize la domiciliu și astăzi cineva drag ne-a invitat alături de dumneavoastră cu cadouri. Cine să fie, cine să fie din atâția prezenți? Nu știu, pe cine am șase alegem? Copii, buamu, șase am. Să vă trăiască. Și nu știu care e. Și nepoți, văd și mai mulți. Fără număr. Ia să vedem, care fără credeți număr dumneavoastră că s-ar fi gândit la așa ceva? Avem un buchetel de flori pentru dumneavoastră. Și balonașele să vă jucați cu copiii. Și acum, haideți să ne gândim așa, cine credeți că s-ar fi putut gândi? Madalin? Madalin? Nu știu că s-au mulți. Madalin, Dincă. Altcineva, cine ar mai putea fi? Nu mai știu. Păi da, sunt toți plecați, da. Dar n-avem voie să udăm ochișorii astăzi poate, deloc. Poate, trebuie cu zâmbete. Poate vorbi cu noi vreunul din nepoții. Unul mai mare, așa. Vlăduț. Hă? Da. Nu știi nimic de surpriza noastră? Din partea aia, e din partea aia de străinătate, nu? Da. Nu știu, cu noi a vorbit soțul, un domn ceva mai în vârstă. Soțul. Acum nu știu. Soțul? Unde e domnul soț? În Spania. A, deci nu putem să-l întrebăm. Nu știu, domnul respectiv ne-a spus că vă iubește. Acum nu știu să, nu știu să vă zic dacă da, soțul sau altcineva. Nepoți, Samuel. Și deci copiii avem și pe ei plecați. Am, da, le am aici lângă mine. N-am decât plecat. Doi acum. Unul am plecat acolo cu ei. Și fata. Denisa. Dincă, ăștia sunt plecat. Ce, să mai Lenuța, numărăm Lenuța, pe toți? Lenuța, poate. N-am zic o fată în șază, în cinci băieți. Bun. Păi și cum facem? Până la urmă ne hotărâm la un nume? Haideți să încercăm. Care vă vine primul în cap? Minul, cred că nici bărbat. Domnul soț? Eu câteva rânduri. Să vedem cine s-a gândit astăzi la dumneavoastră, da? Dintre soți, copii, nepoți. Nepoții am lângă mine. Bun, deci să răscă din partea soțului. Lăsați-le pe ăstea la bunica, că vă aduc eu altele, da? Pentru fiecare vă aduc. Bun, haideți să vedem, eu nu prea cred să fie soțul, că prea spunea cu foc că vă iubește domnul respectiv. La toți vă aduc. Dragă mamă, la mulți ani, cu ocazia zilei de naștere, noi vrem să spunem că te iubim foarte mult și vrem să ne fii alături toată viața. Noi îți dorim sănătate multă și putere să ne poți fi alături încă mulți ani, să ne putem bucura de ceea ce viața are să ne ofere. Îți mulțumim cu această ocazie pentru tot ceea ce ai făcut și faci în continuare pentru noi. La mulți ani, cu drag, surpriza vine din partea copiilor Madalin, Lenuța și Samuel. De la Samuel mai am câteva cuvinte. Dragă mamaie, te iubesc și îți mulțumesc pentru că m-ai crescut. Doamna, fără lacrimi. Și îți urez tot binele din lume. Doamna, astăzi trăie cu zâmbete. Da, nu mai plângi. Mai avem noi aici o ramă cu câteva poze cu Adrian, Tim. Cu Adrian, da. Cu toți copii. Deci sunt toți copii aici, păi... Da. Andrei, cărămiți-i afla. Dați-mi logica așa.
dumneavoastră, dar ce vă rugăm, copiii ne-au invitat aici, ne-au trimis cu daruri, să vă știe fericită, să vă știe bucuroasă astăzi într-o zi de sărbătoare. Încercăm să, fără lăcrimioare, că pe urmă ne cercăm. Haideți fiecare cu pupicul la doamnă. Doamna, fă pic. Hai cu toții. Marinie, Bogdane și Jordan. Ne-ați putea supăra zile tale să fac Hai cu pupicii toți! Asta pentru cel mai mare să o fac nemuritoare. La fel pentru tatăl meu, ca muncii ce-a fost din greu. Aș muri la culori să ai pământ. Doamna, cu zâmbet! Cu zâmbet, doamna, cu zâmbet! Carte, acum! Ideea, doamnă, dragă, și aștept și vreau să spun că să nu mai fi bolnavă niciodată în viața ta. Să fii sănătoasă! Să fii sănătoasă și la mulți ani! Și Lenuța, să-i dea Dumnezeu sănătate și la copiii ei! Mamă, dragă, spun că te iubesc foarte mult și... Pe mea mai te-o dat! Sunt-ai cuțul meu, sunteți viața mea! Vă iubesc foarte mult. Să fii sănătoasă, să mai fii bunavă, să fii tare, să fii la mine. Noi că suntem 5 copii, 6. Și te iubim foarte mult. Toți copiii. Te iubim mult. Bun, îmbrățișarea și pupicul. Bun, ce? Un pic mai tare. Bun, îmbrățișarea și pupicul. Așa. Mulțumesc și la ei. Și ție la fel. Să trăim pe lângă copii. Asta e important. Bun, domnul sos, păi... Ce gătu eu? Să-i lumea șumintul. Auzi. Mulțumesc frumos, mai. Dea Dumnezeu sănătate, că vă curți o prezentă frumos. Doamna, fără plâns. Și tu, Lenuță, fii sănătoasă, mai. Ai grijă de tine. O, nu știu ce am sănătate.
fericire. Că asta e cea mai bună. Că asta sănătate. E cea mai bună, cea mai importantă. Sper să fii alături de noi toată viața, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și multă fericire și tot binele din lume. Bun, păi tu ești noră? Da. Bun. Bun, așteptăm. Să vedem ce îi spuneți. Bun, îmbrățișare și pupicul dacă mai mult nu s-a putut. Bun. 58. 47, mai bine. Da, 47. Doamna, rămâne 47? Da. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și ție și lui fratele meu și la copiii tăi și la fie ta. Multă sănătate și mulți bani. Atâta ne trebuie. Să vedem îmbrățișarea și cu picul de cumnată, așa. Bun. Mai tare, mai tare. Bunica să trăiască la mulți ani și familia să o iubească. Doamne, vă puneți o dorință în gând și suflați tare în lumânări. Bravo, aplauze cu toții! Hey! Bun! Doamna, cum vă simțiți la 47 împliniți azi? Bun, păi eu mai am o nelămurire. Surpriza de la copii. Și când pusărăți dorința, vă gândirăți la domnul soț. Băi, e corect așa? M-am gândit doar la mine. Bun. Bun. La tot sănătate, și la copii, și la nepoți, și la soț. Le doresc sănătate, multă fericire. Și să facă bani mulți pe acolo pe unde. Bun, mulțumim frumos. 2, 1 și... Te-aș putea scumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nebunitoare. Te-aș putea scumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare să o fac nebunitoare. La fel pentru tatăl meu, că a muncit și-a trăs din greu. Aș muri în locul lor să aibă un trai ușor. La fel pentru tatăl meu, că a muncit și-a trăs din greu. Aș muri în locul lor să aibă un trai ușor. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea. Câte zile voi avea? Mama mea, măicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu că am primit trăiesc și eu. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea. Câte zile voi avea? Mama mea, măicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu că am primit trăiesc și eu. O, mama, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară arsă, când nu treci o zi pe acasă. La fel și tăicuțul meu, mă, cât plânge de focul meu. El îmi vrea doar binele, ca să aibă liniște. O, mama, orice ar fi, se roagă pentru copii. E la inimioară arsă, când nu treci o zi pe acasă.
și tăicuțul meu, mă, cât plânge de focul meu. El îmi vrea doar binele, ca să aibă liniște. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Oh, mama mea, rămâi viața mea, rămâi sufletul meu, tu și tăicușorul meu.